În condițiile unui trafic intens ca urmare a închiderii porturilor din Ucraina, portul Constanța riscă să fie aproape sufocat din cauza unor probleme interne. În triaj, vagoane uriașe uitate în zona de transport blochează alimentarea celui mai mare nod maritim de la noi. Din aceeași neglijență și nepăsare, zeci de kilometri de cale ferată abandonate și neîngrijite, care aparțin CFR, sunt acoperite de vegetație. Pe terasamentul căii ferate au crescut arbuști pe care nimeni nu i-a tăiat în ultimii ani. Aceasta este realitatea pe zeci de kilometri de cale ferată din portul Constanța, cel mai mare centru comercial maritim din România. Grămezi de linii vechi și bucăți de traverse completează tabloul nepăsării. 700 de vagoane ale companiei feroviare blochează de ani de zile traficul de mărfuri în portul Constanța. Vagoanele sunt înțepenite pe calea ferată de atâta amar de vreme încât au fost înghițite de copaci. 33 de linii de cale ferată care aparțin CFR sunt abandonate aici. Nimeni nu mai știe de când. Abia acum, când traficul prin portul Constanța a crescut brusc după ce zeci de nave ocolesc porturile ucrainene, autoritățile și-au dat seama că dezordinea din triaj poate duce la blocarea întregii activități. Poți să aduci milioane de tone dacă le scoți foarte greu din port, la un moment dat ajungi la un blocaj. Triajele sunt blocate. Le-am cerut ca în două zile să prezinte un plan de măsuri, astfel încât să degajăm mare parte din liniile care au rămas și sunt blocate în acest moment. Dacă situația nu se rezolvă urgent, sute de mii de tone de marfă nu vor mai fi procesate în port și România va pierde zilnic milioane de euro. De altfel, în primele luni din acest an s-au înregistrat creșteri la traficul de mărfuri chiar și cu 97,5% și o activitate intensă, benefică pentru economie. Însă, prin lacunele mari în organizare, ne punem singuri bețe în roate. După începerea războiului din Ucraina, numărul de nave care acostează la noi aproape s-a dublat, în condițiile în care toate ocolesc porturile din țara vecină și vin aici. Se așteaptă ca cerealele să poată fi livrate atunci când este nevoie de ele. Se întâmplă să nu se respecte aceste termene? Din păcate, da. Reprezentanții CFR Marfă spun că pentru moment au mâinile legate. Un lanț birocratic sufocă totul. Mastodonți de sute de tone nu pot fi luați de acolo, nici măcar pe hârtie. Toate vagoanele circulate sunt sub sechestru ANAF și vom avea o discuție în zilele următoare cu cei de la ANAF să vedem ce soluții găsim. Din cele 700 de vagoane vechi care sufocă portul, 300 sunt complet defecte și nu pot fi tractate pe calea ferată. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.